Și acum să deschidem Biblia la un text pe care l-ați citit recent de sărbători, și anume în Luca 24. Luca 24, începând cu versetul 13 și până la 35, un text mai lung. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce i-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, amin, vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, dați-mi voie să vă previn în această seară că am fost rugat să predic pentru tineret. În general, tineretul e tineret în România și biserica e biserică. Predica mea este pentru tineri. Și dar nu vă așteptați la o predică ca și dimineață. Limbajul e diferit, exemplele sunt diferite, aplicațiile sunt diferite. Cum spunea și fratele Ioel, Biblia e aceeași, da? Felul în care o predici diferă foarte mult în funcție de categoria de vârstă. Deci nu am o predică pentru cei cu perii cărunți și vă rog să mă înțelegeți. Predica pentru tineret nu este neserioasă, dar e un alt registru. Tinerii au alte întrebări, alte probleme și oarecum în seara asta mă duc strict pe nevoile tinerilor și ies puțin din temă, voi reveni doar la final. Nu știu ce vedeți voi, dragi tineri, în textul ăsta. Eu văd doi oameni dezamăgiți. A, noi am crezut că o să fie Mesia, am crezut că o să fie un proroc tare în fapte și în cuvinte, că El va răscumpăra pe Israel, am avut așteptările noastre, da? Nimic. Și iată doi oameni relativ tineri, că nu erau niciunul în vârstă, erau mai mici decât Domnul Iisus Hristos, la 30 și ceva de ani, iată doi tineri părăsind părtășia și plecând pe drumul Emausului, dezamăgiți de oameni și dezamăgiți
de Dumnezeu. De aceea tema de astăzi se numește dezamăgit de oameni, dezamăgit de Dumnezeu. Cu toții am trecut prin experiența dezamăgirii. Un profesor, un iubit, o iubită, o așteptare neîmplinită legat de profesia noastră. Tinerețea înseamnă multe visuri și în viață tinerii suferă multe dezamăgiri. Cum răspundem la problema dezamăgirii tinerilor? Mi se pare mie că, în general, biserica vorbește mult despre lucrurile spirituale. Mi se pare mie că punem accent, de asemenea, ca și la amiază, am pus un mare accent pe vindecarea trupului. Însă, în adunări, se vorbește așa de puțin despre problemele emoționale ale tinerilor. Despre problemele afective, despre sentimente, ca și cum omul e un roboțel de carne care are și Duh Sfânt. Și uneori nici măcar nu știm cum să interpretăm trăirile noastre, cum să le raportăm la Biblie, de ce simt ceea ce simt, de ce m-am îndrăgostit aiurea, de ce sunt depresiv, de ce am complexe. Unde încadrăm complexele tinerilor? Majoritatea tinerilor se confruntă cu complexe, adică nu le place ce văd în oglindă. Bas prea mic, bas prea înalt, bas prea grasă, bas prea slabă, bai nasul prea mic, bai prea mare, bai prea nu știu cum. Foarte puțin tineri reușesc să se calibreze emoțional înainte de căsătorie și să zică: Doamne, îți mulțumesc, o să-ți David, îți mulțumesc pentru felul care m-ai creat. Cum gestionăm problemele astea? Vreau să plec de la Isaia 53. Dragii mei, în Isaia 53 se vorbește acolo despre jertfa lui Hristos și despre trei domenii în care jertfa asta are impact și putere. Se spune acolo în Isaia 53:5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Și zic, slăvit să fie numele Domnului. Iisus a murit ca tu să primești iertare. Jertfa Lui are putere de eliberare. Păcatul meu, Duhul meu este eliberat prin sângele Domnului Iisus Hristos. În ultima parte am predicat la amiază jumătate de oră, la Pentecostal e mare accent pe vindecarea trupului. A fost o revelație oarecum în biserica evanghelică. Noi credem că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și ne-am rugat pentru cei bolnavi. Dar între astea două mai este ceva. Da? Între partea 1 și partea 3 este și partea a doua. Și despre asta predicăm puțin. Zice cuvântul așa de frumos: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Depresia ta are soluție în aceea jertfă în care ți-a iertat păcatul și vindecat trupul. Hristos n-a murit numai pentru cancer, a murit și pentru complexele tale, a murit și pentru perfecționismul tău, a murit și pentru fricile tale, pentru fobiile tale, pentru singurătățile tale, pentru dezamăgirile tale, pedeapsa care dă pace. Hristos a murit pentru suflet. Hristos a murit pentru emoții, a murit pentru lumea ta afectivă. Sunt atâtea probleme pe care tinerii nici nu au curaj să le spună cuiva. Știți că acum la Cluj se construiește o clinică de nevroză infantilă? Unde s-a mai pomenit în istorie așa ceva? Copii mici de grădiniță cu depresie, nevroză infantilă, adică sub 5 ani sau 7 ani? Oameni, problemele emoționale se înmulțesc între noi. Ați fi surprins să aflați că sunt tineri chiar cu gânduri suicidale. Și par atât de normal la biserică. Suntem o lume atât de complexă și vrăjmașul atacă emoțiile tinerilor de mici. Teamă de întuneric, insomnie uneori. Oameni care se tem de tot felul de lucruri. Cunosc un slujitor care mi-a spus cineva, mă, stătea în fața unui bloc și tremurau genunchii. Nu s-a urcat în bloc, numai când l-au văzut. Atâtea frici iraționale, atâtea probleme emoționale, să știți că nu cancerul este cea mai răspândită boală, ci depresia. Zilele trecute, într-o tabără, stând în urmă cu tinerii, mi-am dat seama că atât de ușor
tineri de 16-17 ani vin și spun că sunt depresivi. Mă uitam așa cu surpriză cum într-o țară europeană cu bani mulți, nu departe de dumneavoastră, într-o familie bună, ce depresie la 16 ani? Uite că sunt, frații mei. De aceea rog pe Dumnezeu să ne dea putere să ne ocupăm mai mult de sufletele tinerilor. Și da, în jertfa lui Iisus este soluție pentru toate problemele tale emoționale. Mărit să fie numele Domnului! Acum nu o să vorbesc despre toate, asta a fost introducerea. Vreau să vorbim specific de dezamăgire. Hai să facem trei lucruri. Atunci când vorbim despre o boală afectivă, să încercăm să găsim simptomele, să vedem cine e bolnav de dezamăgire. Poate că sunt aici câțiva oameni bolnavi, dezamăgiți în metastază, poate. Hai să vedem simptomele bolii. Apoi, în al doilea rând, ar trebui să vedem care sunt cauzele. Ați văzut COVID-ul ăsta interesant? Milioane de oameni afectați, toată planeta e cu sus în jos, economia e dată peste cap. De la un virus atât de mic, încât unii nici nu cred că a existat. Da? Ăștia cu teoria conspirației. Poate să moară o planetă, unii zic că nu-i COVID. Și un virus atât de mic o dat lumea asta peste cap. În seara asta, dacă vorbim mai de simptome, n-am rezolvat nimic. E ca și cum ai dat cu cremă peste bube. O trecut azi, dar mâine iese ea. De ce? Pentru că în sânge este un microb. Seara asta îl rog pe Duhul Sfânt să ne dea medicamentul. Să pătrundă medicamentul acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să ucidă sursa dezamăgirilor. Cauza, virusul care creează dezamăgirile. Desigur, la final, un pic de tratament. Ce folos ar fi să plece tânăr acasă cu un diagnostic, cu hârtie de la doctor, tu ai și asta, ai și asta, ai și asta, și doctorul să nu-i dea niciun medicament. Mă rog ca Domnul să nu-i dea și un medicament. Amin. Pe scurt, care sunt simptomele dezamăgirii? Hai să ne uităm în text. Zice că Iisus se apropie de oamenii ăștia, oameni care vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Și Iisus le pune o întrebare. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? De ce vorbiți așa? Să-i limbaj? Primul semn că un om s-a confruntat cu boala dezamăgirii este vorbirea. Omul dezamăgit de oameni și de Dumnezeu este negativist. Când vezi un om negativist, trebuie să știi că săracul e bolnav. Predica unul odată, asta mergea la bolnav dimineața, la amiază, am uitat să zic. Predica unul, frate, e adevărat că Dumnezeu vindecă. Da, realitatea. Și toată predica lui, tot cu realitatea. Frate, uite câți mor de cancer. Da? Foarte negativ. Da, e adevărat, Hristos vindecă. Dar uite câți mor, fraților. Ce atâta vindecare? La urmă, realitatea în sus, realitatea în jos. Sunt oameni, zic ei că-s realiști. Nu-s realiști. E-s efectiv distruși de dezamăgire. Cineva drag lor a murit. Și clar, Dumnezeu nu mai vindecă. După el s-a ridicat un frate, bătrânul frate, a zis că ăsta tânărul, ce tinere, dacă ai acces numai la realitate, nu mai predica. A zis că dacă ai acces la supra-realitate, la realitatea credinței, mai predică. Că de ăștia cu realitatea găsim și la televizor, și în ziar, da, realitatea o vedem. Și mai ales în predică, nu suport predicile negativiste. Tineretul e la vale, frate, tinerii de azi, vai, freze și dă-i cu tocurile, cu muzica și numai negativist. Măi, fraților, cine e negativist nu are contact cu credința. Eu cred că la amvon trebuie să predicăm mesaje ale credinței. Suntem realiști, dar ne uităm la realitate prin ochii credinței. Avem acces la supra-realitate, adică la realitatea credinței. Tineri dragi, ați auzit vreodată vreun băiat zicând toate fetele sunt materialiste? Frate, lasă-mă, eu nu mă mai însor, am săturat, toate fetele sunt materialiste. E, chiar toate? Hai să fim serioși. Ai tu o problemă. Ai dat tu de una materialistă. Frate, toți băieții... Hai să fim serioși, da? Vorbirea asta de obicei arată că omul e dezamăgit.
Eu cred din toată inima că sunt în adunările noastre și fete care nu sunt materialiste. Să zică fetele amin. Așa sunt și fete pocăite în Germania. Nu toate sunt materialiste. Frate, m-am săturat toate pe... Băi, stai mă, tu ești baiu. Mă sun la doctor și-a zis, domnul doctor, oriunde pun mâna mă doare. Dacă pun aici mă doare, aici când pun mă doare, zice, măi, bai cu degetul, îi rup degetul. Adică baiul la deget, nu în rest. Frate, toate fete, măi, nu toate, ești tu lovit rău. Te-ai întâlnit tu cu una materialistă și ți-i inima rănită, liniștește, te-ai nevoie de vindecare. Frate, toți băieții sunt neserioși. Toți băieții flirtează. E, nu-i chiar așa, ești tu afectată. Ai nevoie de vindecare. Eu cred că sunt și băieți care sunt serioși. Și băieții să zică amin. Sunt mai vocal un pic băieți. Eu cred asta. Acum chiar toți băieții să fie flirtași. Sunt și băieți cu minți. Domnul să-i binecuvinteze. Faptul că ai dimerit unul mai neserios e problema ta. Da? Vorbirea asta negativă. Toți păstorii auzau și de astea. Frate, poate că ai avut un păstor mai neglijent și te-a rănit. Dar să știi că sunt și păstori buni și eu cu fratele Dan zic amin și cu fratele Martin. Mai sunt și păstori buni. Frate, toți pocăiți, nu știu cum. Numai cu pocăiță să nu faci afaceri. Măi, mie nu-mi plac astea. Eu sunt 100% că sunt și pocăiți care fac afaceri curate. 100%. Dacă nu închidem biserica. Ești tu dezamăgit că ai căpătat tu ceva. Poate că ai nimerit un pocăit țăpar și... Na, asta e. Dar în viață nu-i normal să generalizezi și să devii un om negativist. Da? Vorbirea îl cataloghează pe om. Vorbirea unui om. Când un om are în suflet amărăciune, amărăciunea asta zice că din prisosul inimii vorbește gura. Când omul devine atât de pesimist, e clar că a trăit o dezamăgire. Ăsta e bolnav. Când un om se lovește la cap, de exemplu, auzeam pe un prieten care s-a lovit la surf, o dat cu capul de nisip, l-a trântit valul, s-au apropiat prietenii de el și primul lucru l-a întrebat cum îl cheamă. E, dacă zice cum îl cheamă, înseamnă că e sănătos la cap. Dacă zice că îl cheamă Mihai Viteazul, e 100% afectat. Exact așa și tinerii. Nu trebuie să, numai să-i lași să vorbească. Vin la mărturisire și ei vor să zică una și zică alta. Pentru că iese din puroiul ăla sufletesc. E afectat vorbirea. Un om dezamăgit face generalizări negativiste. De asemenea, zice cuvântul aici, în al doilea rând, un alt simptom, o altă simptomă a bolii, zice, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Dezamăgirea are darul acesta nenorocit de a orbi. Nu vi se pare interesant că acolo era prezent Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a mulțit pâinile, Cel care le-a spălat picioarele, Cel care le-a vindecat bolile. Și știți ce zic ei? Tu ești singurul străin. Cum să-L faci pe Hristos străin? Iisus care te-a vindecat, Iisus care... Cum să zici, măi, străine? Vezi, asta e problema dezamăgirii. Dezamăgirea orbește. Acolo era Fiul lui Dumnezeu și eu zic că e un străin. De obicei, oamenii dezamăgiți au probleme cu vederea. S-ar putea că e lângă tine binecuvântarea și tu bocești și postești. Dar nu-i vina nimănui. Binecuvântarea cântă cu tine în grup. Nu știu cu cine vorbește Domnul. Și tu nu vrei să vezi, nici vorbă, pentru că te-ai încăpățânat tu. Și dezamăgirile tale te fac să nu mai vezi. Dar nu-i vina lui Dumnezeu. E vina ta. Atunci când oamenii trec prin traume, prin experiențe negative, încep să vadă greșit. Binecuvântarea o văd blestem și blestemul văd binecuvântare. Stai, boala asta ciudată. Astăzi am multe exemple de căsătorie, că știu că asta vă roade pe toți tinerii. Îi dăm cu maturitatea, cu îngerii, dar până la urmă asta ne roade pe toți până ne însurăm. Doamne, cum? Eu am trecut prin foarte multe dezamăgiri în dragoste și
Într-un fel nu-mi pare rău, că uite, pot să fiu un exemplu pentru alții. Când am fost tânăr, Domnul m-a trecut prin tale multe voi. Până la 32 de ani, să știți că nu m-am însurat la 32 de ani, că am stat și m-am rugat și am așteptat să vină Îngerul Gavril cu o fată. Am ajuns la 32 de ani, că am dat-o din bară în bară până la victoria finală, cum se zice. Atâtea fete m-au refuzat că nici nu mai știu câte. Eu obișnuiam să spun la tineret că am avut mare trecere la fete. Când am fost fecior, toate când mă vedeau ziceau, treceți, vă rog. Nu prea, nu știu, mă refuzau. Una, două, la început o durut, după aia era ca și șvaițărul ăsta a fost, cașcavalul ăla cu găuri, nu mai simțeai nimic. Atâtea refuzul, la prima era să leșin, după aia m-am obișnuit. O să cheme salvarea, când am auzit de salvare, mi-a revenit pe loc. Tinerii trec până astea, băi, doare, cum să mă refuze pe mine o fată? Și plânge 6 luni, și plânge 3 ani fata, și asta e tinerețea, și noi le predicăm tot felul, dar aici îi doare. Știți ce e ciudat? Am fost atât de dezamăgit încât eram chiar orb la propriu. Andreea, soția mea, e aici și îmi spune că ea undeva prin anul 2010 a fost la mine, la Sighet, dar eu nu mi-amintesc. Eu n-am văzut-o. Nu știu. Zice, măi, eu am fost. Și știu că a venit grupul Elim Harmony, a cântat în Elim Harmony, dar eram atât de orb, atât de dezamăgit, suferisem recent o decepție, încă nici nu știu să o fi văzut măcar. Adică mi se luase curentul cu totul. Eram orb. Trebuie să mă vindec vreo 3 ani, 2-3 ani și după aia dintr-o dată am văzut-o. Dar unde ai fost? Pe aici era. A fost la mine în misiune și n-am văzut-o. Așa că mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece ochii. Pentru că zici că Iisus e un străin și că binecuvântarea e blestem. Și că blestemul e binecuvântare. Și ce-ți dorești tu, Dumnezeu nu vrea. Și ce vrea Dumnezeu, tu nu poți să vezi, pentru că ești orb. Dar ce bine că la frângerea pâinii, la ăștia doi li s-au deschis ochii. Eu am o rugăciune, Dumnezeu, la această conferință, să deschidă ochii tinerilor. Să vezi cum vede Dumnezeu. Și să nu mai zici că binecuvântarea e blestem și că blestemul e binecuvântare. Și să nu mai zici că Iisus este un străin. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, vreau să mai spun ceva despre asta. Zice cuvântul aici, și ei s-au oprit uitându-se triști. Alt simptom al dezamăgirii este tocmai tristețea asta fizică exterioară. Biblia spune că Iisus i-a văzut, s-a uitat la ei și erau triști. Acum, dacă mă uit și eu la dumneavoastră, sunt convins că unii sunteți tare dezamăgiți la cum arătați. Unii oameni sunt foarte încruntați la biserică, foarte triști. Probabil că ați trăit ceva decepții recent. Iisus i-a catalogat după aspectul exterior. Și vreau să am o mențiune aici. Există un termen medical. Medicina spune că dacă nu tratezi problemele lăuntrice, emoționale, ele somatizează. Da? Nu știu în germană dacă sună, nu sună, adică devin probleme fizice. Problema sentimentală netratată duce la probleme fiziologice. Toate bolile lăuntrice se răsfrâng în final afară. Dacă tu ești un om anxios, în timp poți să devii depresiv, în timp poți să nu mai dormi, începi să ai riduri, începi să arăți rău, de la stres doare stomacul, de la stres apare cancer, de la stres doare capul, adică problemele nerezolvate. De aceea ne cheamă Hristos să ne rezolvăm problemele emoționale de vreme. Înțeles? De vreme. Spuneam acelei fete recent, du-te și rezolvă problema. Vorbește cu un păstor, cultivă gânduri pozitive, gândurile la credințe. E prea de vreme să vorbim de depresie în adolescență. Dacă începi așa, ai toate șansele să te îmbolnăvești grav. Pentru că ce în suflet în final impregnează carnea. Asta înseamnă a somatiza. Soma e trup. Adică devine o problemă fiziologică. Atâția oameni care ascund în ei probleme, abuzuri din copilărie, nu le mărturisesc la nimeni, ajung să aibă probleme atât de serioase, nu mai dorm, depresie, medicamente, pentru că n-au rezolvat problema la timp. De aceea, în această seară atrag atenția, Dumnezeu să dea o călăuzire specială liderilor, să citească adânc în sufletele tinerilor și să vindecăm cei de vindecat cu ajutorul lui Dumnezeu. Să nu se ajungă
să bubuie pe din afară. Tristețea. Sigur, afecțiunile exterioare se tratează greu după aceea, dar vreau să mai observăm ceva. Ajung acum la cele două simptome pe care le-am anunțat la început. Neîncrederea oamenilor și în Dumnezeu. Vine momentul în care aceștia doi vorbesc despre femei. Și zic ei așa, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și ar fi spus că ar fi văzut niște îngeri. Eu vă întreb, vi se pare că ăștia au avut încredere în ce au zis femeile? După cum vorbesc? Străine, niște femei au zis că ar fi văzut, am ști că femeile văd multe. Știi că femeile vorbesc mult, ar fi zis că ar fi văzut. Cine mai știe câte văd și femeile astea? Adică eu așa citesc textul ăsta. O încredere, neîncredere totală. Na, femeile, ori zis. Dar ce poți să crezi ce au zis femeile? Că au văzut. Acum ele visează. În tătă dimineața nevasta are câte un vis. Băi, am visat. Dacă stai să ascult. Cam asta mi se pare mie. Se vede o suspiciune și o neîncredere vis-a-vis de semeni. Domnul să binecuvinteze tinerii. De obicei, atunci când tinerii au parte de decepții și de traume, de dezamăgire, ajung la o neîncredere crasă. Frate, nu mai cred nimic. Nu mai am încredere în niciun băiat. Nu mai am încredere în fete. Când se ajunge aici, e grav. Și dă-mi voie să spun, drag tânăr, că Dumnezeu nu te poate binecuvânta până nu te vindeci. Căsătoria se zidește pe încredere. Nu poți să ai încredere, nu te poți căsători. Dar vai, frate, apoi am suferit, e treaba ta. Știți, oricât de mare ar fi abuzul, oricât de grea ar fi rana, suntem datori noi să venim cu rănile sufletești la Hristos. N-am nicio scuză să plâng după un fecior 3 ani. E păcatul meu, chiar dacă a fost viol, chiar dacă sunt o victimă autentică, cineva s-a jucat cu sufletul meu și am fost sinceră, nu am voie să rămân în balta dezamăgirilor. Toți am trecut pe aici, dar ne-am ridicat, am venit la cruce, am fost vindecați, inima a înflorit din nou și într-un final ne-am căsătorit. Degeaba te erigezi în mare victimă și dai vina pe toată lumea. Problema e la tine. Da, e adevărat. Cineva și-a bătut joc de tine. E vinovat din punct de vedere moral. Dar este responsabilitatea ta să cauți vindecarea și să nu joci rolul de victimă veșnică. Cunosc și persoane care au suferit în dragoste și nu s-au mai căsătorit niciodată. Martirul prostiei. Martirul, toți oamenii sunt dezamăgiți în viață. De ce să lași neîncrederea să te distrugă definitiv? E dureros să ajungi să nu mai ai încredere în nimeni. Deja aici e boală grea. Aici ca o paranteză, dragi băieți, dragi fete, cred că voi nu sunteți conștienți cât de multe pagube face în biserică flirtul ăsta. Noi bandajăm zilnic oameni, noi păstorii, zilnic. Știți, între noi nu există păcatele trupului așa cum predică negativiștii. Frați, numai... Să știți că eu am auzit multe mărturisiri și cea mai mare parte a tinerilor sunt curați. Slăviți să fie Domnul. Vrem noi să zicem că tinerii sunt varză. Nu-s chiar varză. Cei mai mulți păstrează puritatea și fecioria. Foarte puțini cad în păcatul curviei astăzi. Eu asta cred. Dar dacă curvia nu-i pe la noi, vreau să vă zic că este un păcat care înflorește, flirtul. Flirtul. Noi nu prea curvim, nu? Dar de flirtat ferească Dumnezeu. Asta e o boală la noi, la evanghelici. Măi, n-am voie să mă culc, dar măcar să butonez. Și fata butonează cu 3 băieți
și băiatul, da, cetuiește, că aia nu-i vorbit, cetuiește cu trei fete și suntem numai amici și numai prieteni și just friends, prieten de gradul 1, de gradul 2, nu-i nimic, dar îi, numai Dumnezeu știe ce e în lumea asta adolescenților. Ascultă-mă, dragul meu, draga mea, flirtul este păcat. Și dacă nu vrei să te căsătorești, ce tot butonezi în fiecare seară acolo? Tu crezi că băiatul ăla e pansamentul tău? Îl ții acolo ca să treacă liceul mai frumos? Sunt fete care sunt convinse că nu se mărită, dar povestește cu el ca să aibă și ea șofer. Să o ia de la școală, să o ducă acasă, un fel de taximetrist. Și el pune suflet și îi naiv, dar ea nu vrea nimic. Dar să treacă faculta mai ușor. Și după aia zice, măi, eu n-am vrut nimic, eu... Și ăla rămâne cu sufletul frânt. Și băieți care sunt convinși că nu se pot însura, că vorba aia, sunt minori, dar vor și ei prietenă. Vorbeam cu un tânăr, zic, tineri, ești botezat cu Duhul Sfânt? Zice, nu, eu sunt prea mic. 16 ani, ce să caut la stăruință? Zic, da? Și discutăm, la mărturie, zice, dar frate, mi-am o problemă, am prietenă. Oh, zic, pe cum? Parcă erai prea mic. Pe cum, pentru stăruință ești prea mic? Și pentru gagici nu ești prea mic. Păi cum, că părinții mă lasă, că... Asta e o altă problemă, da? Lecția pentru părinți data viitoare. Dar nu înțeleg ce-i în minte acestor părinți. Tineri încep atât de devreme. Atât de devreme în relații. Să iubesc și ba nu iubesc și să ceartă și să împacă și... Încep pe la 16 ani, mai vin pe la mine, frate, zice, ne iubim, deja vrem să facem nunta, câți ani aveți? 18, de cât timp vorbiți? De 3 ani. Pe cum, de la școala duminicală? Ăștia n-au copilărie, frate. Ăștia n-au adolescență, ăștia numai ta știu. Iubire și pupici și inimioare, atenție și cu emoticoanele alea, că sunt foarte perverse. A, n-am vrut nimica, dar smile-urile astea prea multe și inimioarele astea sunt păcătoase, rău. Aveți mare grijă că degetele astea pot răni. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să-și vindece biserica de duhul ăsta, de flirt. 2-3 ani de relație. Eu nu cred că există relații lungi și curate. Nu cred. Nu cred. Orice mai spune, nu te cred. Nu se poate relație lungă și curată. De aceea, dragi tineri, așteptați până sunteți pregătiți. Pentru că flirtul în bisericile pentecostale este o epidemie reală. N-ai nevoie nici de amici, nici de friends, nici de nimic. Vezi-ți de școală. Și părinții să zică amin. Bineînțeles, într-un final, problema majoră este că oamenii zic, măi, până la urmă, Dumnezeu e vinovat pentru toate. Când ajungem aici să dăm vina pe Dumnezeu, ei bai. Deja vorbim de metastază. Neîncredere în Dumnezeu. Noi credeam că Dumnezeu va face, da? Proroc puternic în fapte și în cuvinte. Nimic, frate. Ajungem pentru toate eșecurile noastre să dăm vina pe Dumnezeu. Cum spunea mie cineva la mărturisire, frate, din moment ce am căzut în curvie, a fost voia Domnului. Doamne ferește, zic, să nu mai zici cât trăiești prostia asta. Niciodată voia lui Dumnezeu nu este păcatul. Cum să zici nebunia asta? Că dacă am căzut, înseamnă că a fost voia Domnului. Băi, cred că așa a vrut Domnul să mă întâlnesc cu el ca să sufăr. Nu, nu a fost voia Domnului, a fost încăpățânarea ta. Cred că Domnul a vrut ca noi să... Nu a vrut Domnul nimica, neascultarea ta. Eu sunt convins că suferințele mele n-au fost voia Domnului. Eu am avut prorocii clare. Emi, nu-i pentru tine. Ai grijă că-i vulpe. N-am ascultat nimic. Și frate, în viață mai vine și câte o factură. Tu faci ce vrei, alegi ce vrei, e libertate în Germania. Domnul îți spune că nu-i bine, Domnul te înștiințează prin circumstanțe, prin una, dar tu ești mai tare ca Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă, de fapt Dumnezeu nu-i vinovat de eșecurile noastre. Dumnezeu doar ne lasă să gustăm rodul deciziilor noastre neascultătoare. Atât. Asta e vina lui Dumnezeu, că m-a lăsat să mă duc pe drumul pe care l-am ales eu cu încăpățânare. Și Domnul a spus, vezi că nu e ușă deschisă. Și am spart ușa cu capul, că se rău. Și am rămas cu niște cucuie. Dar e de vină Dumnezeu?
dat cu capul meu, am rămas cu niște cucuie din tinerețe și asta e. Și dăm vina pe Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu întotdeauna m-a înștiințat, dar n-am ascultat. Și Dumnezeu e vinovat pentru copiii din Africa, Dumnezeu e vinovat pentru războaie, da? Nu lăcomia nemților. E vinovat Dumnezeu că mor copiii în Africa. E vinovat Dumnezeu pentru copiii din Ucraina, nu spiritul expansionist al lui Putin. Și una, două, Dumnezeu, ci că nu există, nu, în secularismul german, dacă când vine o tragedie, Dumnezeu îi dă vină. Tare ușor dăm vina pe El. E, până acum simptomele, mi-au luat cam mult simptomele astea. Hai să vedem care e virusul, că virusul ăsta e problema. Eu cred că, de fapt, cheia acestui text este versetul 21, Luca 24:21, unde zice cuvântul acolo, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Nu, aici e baiul. De fapt, sursa multor dezamăgiri în viață sunt așteptările noastre greșite. Era de vină Dumnezeu că aveau ei așteptări de astea? Noi trăgeam nădejde, au zis ei, noi credeam. Păi asta au fost imaginațiile voastre, asta au fost așteptările voastre, dar nu au avut nicio legătură cu Biblia. Știți de fapt ce așteptau ăștia doi? Știți ce așteptări au avut ei legate de Mesia? Ei își imaginau că vine un Mesia politic și Iisus va fi un mare lider militar. Va veni, va instaura o domnie a poporului iudeu, va cuceri Palestina, o va elibera de romani, o să instaureze împărăția lui David. Bineînțeles, pe ei 12 o să-i pună miniștri, aici erau niște așteptări personale. Măi, când vine Hristos, ăsta e Mesia, o să-i scoată pe romani, pe Petru îl face ministru apărării, pe Matei îl pune ministru de finanțe, pe Cutare nu știu ce. Măi, prindem și noi niște scăunele, niște ciolane pe lângă el. O să cucerim lumea, o să mergem mărșăluim până la Roma, îi ucidem pe romani și noi vom guverna într-un Israel politic, o mântuire politică a lui Israel. Vreau să vă întreb, avea Dumnezeu planul ăsta? Așteptările lor nu semănau deloc cu planul lui Dumnezeu. Știți ce zic eu? Ce bine că Dumnezeu i-a dezamăgit pe ăștia doi. Că dacă Dumnezeu lucra după așteptările lor, noi nu eram astăzi aici. Eu laud pe Dumnezeu din toată inima că a ales să dezamăgească 12 ucenici pentru că aveam în vedere un plan mai înalt. Și nu uitați, oricât de bune sunt ideile noastre, întotdeauna ideile lui Dumnezeu sunt cele mai bune. Și acum când mă uit în urmă la căsătoria mea și la fetele pe care le-am căutat, eu în tinerețe, Doamne, cred că totuși ai avut o idee mai bună ca mine. Dar asta o zici după 10 ani de căsătorie. Zici, mă, dacă totuși aia nu se potrivea, mă, aia nu era de preoteasă, mă, nu. Era prea modernă, era prea guralivă. Dar nu-ți dai seama că ești orb. Și ce bine când te căsătorești să mai asculți și de Domnul. Că Dumnezeu are cele mai bune idei pentru povestea ta de dragoste. Da, așteptările tale lumești. S-ai făcut un portret robot să fie așa și nu-i, pentru că ai așteptări greșite, Dumnezeu are alte planuri. Eram copii, știu că ne învățau la școală și așa vă învață și pe voi nemții, să visezi mult, dream big, visează. Dar să știți că acum vă spun la 40 de ani, viața nu prea seamănă cu ce am visat eu când eram de vârsta voastră. Da? Deci viața nu se desfășoară după visuri. Să visezi gratis, poți să visezi cât vrei, viața se desfășoară după un plan suveran al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te dezamăgește pentru că tu ai așteptări greșite și nevoit înainte să te binecuvinteze să facă o lucrare de demolare. Și doare, și plângi, și postești, și te dai de pământ ca și copiii, și Dumnezeu este insensibil. Zice, auzi, dă-te până obosești. Eu tot demolez și fac ce vreau eu în viața ta. Și îl rog pe Dumnezeu să vă demoleze până la fundație. Și să vă binecuvinteze cum știe El. Doare,
pentru că ai așteptări lumești. Ești prea influențat de Hollywood, de Facebook, de TikTok, atât ai scrollat, mai nou în românești avem un termen nou, scrollat, da? Când dă cu degetul în jos până face scurtă la mână, copilul tău scrollează, da? Devine un fel de roboțel, tot dă în jos și tot vede, fete, băieți, lume, modă, intră în cap și începe să viseze și el. Ce? Ce vede acolo? Și începe să caute în biserică ce-o văzut pe TikTok și nu găsește. Și Dumnezeu îl zdrobește și îl dă de pământ, o dată, de două, de trei ori, până când îi pregăti să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Deci dezamăgirile noastre sunt lucrarea lui Dumnezeu pentru că avem așteptări nebiblice, nesănătoase. Îmi amintesc că în tinerețea mea am fost la păstorul meu, am crescut în biserica fratelui Iosif Anca și nu mai mărturiseam pe la el, știam, frate, uite așa, mai sufeream, iar mergeam la păstor. Și e bine că mergi la păstor. E bine. Știți ce mi-a zis păstorul? Măi, îți spun care e treaba. Dumnezeu nu te va binecuvânta în căsătorie până când nu-ți schimbi așteptările. Și atâta o să suferi până când te pocăiești. Atât am fost de supărat pe el. Atât de tare m-a durut vorba asta. Cum adică? O zic că nu te vei însura, poți să ajungi la 40 de ani, nu te însori până când nu-ți schimbi gândirea. Tu ai așteptări foarte lumești legate de ce înseamnă o soție și o fată. Eram prea influențat de filmele tinereții. Pentru că ne hrănim mintea cu Hollywood și așteptările noastre sunt atât de impregnate de Hollywood. Și Dumnezeu nu prea are legătură cu Hollywoodul. Și nici cu telenovelele turcești sau coreene. Dumnezeu e sfânt și are altfel de viziune asupra vieții tale. Și ce a fost, la urmă, parcă mi-o prorocit fratele Iosif. Parcă mi-o prorocit, mi-era ciudă pe el, de ce o zis asta? Dar s-a împlinit. Așteptările tale sunt problema. Găseam în Scriptură niște cazuri. Zice Scriptura că a venit la prorocul Elisei un bolnav, da? Se numea Naaman Sirianu. Avea cancerul zilelor noastre, lepră. Era pe moarte. Adică, vorba aia, lepros, năcăjit, amărât, în prag de moarte. Și vine la Elisei să fie vindecat. Și Elisei spune, du-te și descaldă de 7 ori în Iordan. Ce reacție are ăsta? Ha, explodează! Asta-i treaba, asta-i vindecare. Și auzi ce zice Naaman, eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși înaintea mea, va face o rugăciune publică, un fel de abracadabra, va ridica mâinile, va duce mâna pe locul rănii și mă va vindeca. Adică, mă, tu ești și bolnav și pretențios. Ești pe moarte și ai și toane și mofturi. Nu oricum, Doamne, pe mine să mă vindeci așa. Să vină și televiziunea dacă se poate. Da? ProTV-ul să mă filmeze sau RTN, să mă vadă, domne, toată lumea. Dar stai un pic, mă, tu ești pe moarte. Frații mei, și când suntem disperați, tot avem pretenții. Ăsta e omul, o mândrie cum n-are nicio făptură de pe planeta asta. Noi vrem să lucreze Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Și e nevoit să te dezamăgească. Așa cum eu dezamăgi pe aia doi, te va dezamăgi și pe tine și vei parcurge drumul Emausului până când te pocăiești. Dar, dragii mei, vreau să vă spun o încurajare, dragi tineri. Până la urmă, planurile Domnului sunt bune. Acceptați. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Planurile lui Dumnezeu sunt bune. Întotdeauna. Mi se pare că uneori parcă Dumnezeu are și simțul umorului. Mi-amintesc de un caz din viața lui David. Zice că David a avut un gând să-i facă Domnului un templu. A fost un plan bun? Da? Foarte bun. Ăsta nu a vrut să devină fotbalist. Nu a vrut să meargă pe lună sau la mare. A vrut să facă un templu pentru Dumnezeu. Un plan extraordinar. Nu întotdeauna gândurile noastre bune sunt și planul lui Dumnezeu. Și zice prorocul, zice Dumnezeu așa, 1 Împărați 8:18.
Și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numelui meu, bine ai făcut că ai avut gândul acesta. Bravo, David! Parcă, nu știu, Dumnezeu are un pic de umor aici. Se uită, zice, David, bravo, vor să lăsați versetul. Băi, foarte bună idee. David, felicitări, ai niște idei grozave. Îmi plac gândurile tale. Dar zice mai încolo, numai că nu tu. Da? Partea a doua a versetului. Bine ai făcut că ai avut acest gând. Și continuă versetul, numai că nu tu. Dintr-o dată semaforul verde se face roșu. S-ar putea că și tu ai idei bune. Și te gândești, măi, ce bine mi-ar sta lângă fata aia. Uite, e și frumoasă, e și pocăită, e botezată în apă cu Duhul Sfânt, e familie bună. Și Dumnezeu zâmbește, zice, măi, ai gusturi bune. Felicitări, ce faine, ce bine gândești. Numai că pe fata aia o vor încă 10. Că e fată bună. Și numai că nu tu. Ți-ar sta bine lângă ea, dar este altul la care îi stă și mai bine. Bravo! Ai gusturi bune, frate Ioane, dar nu tu. Și la fete la fel. Vai, băiatul predică! E adevărat! Dacă și predică, și cântă, și pocăie, orice fată îl vrea. Numai una se poate mărita cu el. Ei, ideea e bună, bravo, dar nu tu. Alta. Și unii vor să ajungă slujitori și slăviți să fie Domnul. Vor să ajungă în comite și au visuri, așteptări, să ajungă păstor și președinte. Foarte bine. Biblia spune că cine își dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Și Domnul zice, felicitări, ai gusturi bune. Că decât să-ți dorești să ajungi fotbalist, mai bine să-ți dorești să ajungi evanghelist, să rimezi. Dar zice Domnul, numai că nu tu. Planurile mele sunt altele. Bravo, ai gusturi, dar nu tu. Pentru că viața asta, dragi tineri, se conduce după un plan suveran al lui Dumnezeu. Și te întreb, ești dispus să lași pe Hristos să demoleze tot ce ai zidit-o acolo? Așteptările tale, ceasurile alea în care visezi și te vezi milionar și te vezi în Mercedes, sau cum se zice în germană, și te vezi cu bani și cu o fată frumoasă care seamănă mai mult cu Hollywood decât cu Fecioara Maria? Și vrei concedii, ești dispus să dărâme Hristos visele alea lumești? Medicamentul la final. Să nu vă așteptați la un medicament super senzațional. E atât de simplu și de eficient medicament. Păi auzi ce-a făcut Hristos. Atunci Iisus le-a zis, hai să vedem cum i-a tratat pe Hristos pe ăștia, că erau bolnavi rău de tot. Și Dumnezeu era vinovat, numai ei nu. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și auziți, și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Care a fost medicamentul? Studiu biblic. Studiu biblic. Gândirea lor era atât de nebiblică, încât o trebuie Hristos să ardă. O să zic, nu ne ardea noi inima? O, ce frumos! Când intră cuvântul și arde tot ce-i vis lumesc. Și loc pe Hristos să facă un incendiu în seara asta. Să zici tu, ne ardea inima când se predica cuvântul. Hristos arde tot ce-i lumesc acolo. Și Hristos să zidească ceva nou. Da, de asta ai nevoie, de studiu biblic. Să te imersezi în acest cuvânt al lui Dumnezeu, că pe măsură ce îl citești, începi să gândești ca Dumnezeu. Aici este, dacă vreți, psihologia lui Dumnezeu, e gândirea lui Dumnezeu, aici este gramatica împărăției. Când vei citi Biblia, vei învăța să gândești ca El. Vrei ca Dumnezeu să-ți restarteze viața? Intră adânc în cuvânt. Cuvântul arde tot ce-i străin. Știți care e problema de fapt? Putem vorbi multe lucruri filozofic și teologic. I-am rugat pe tinerii din Austria și sunt convins că și aici la fel, într-o tabără.
Să facem o verificare. Sunteți dispuși, dragi adolescenți, să faceți ce vă zic eu? Că poveștile sunt frumoase și du-te acasă, nu vreau să te pun să o faci aici, că să nu ți se facă rău. Du-te acasă și ia telefonul și deschide setările, da? Settings. Și dă un click pe baterie, battery. Și acolo, în funcție de telefon, maxim cu un click în plus, îți va arăta telefonul cât la sută din baterie s-a consumat pe social media. Și îți zice acolo exact câte ore ai stat pe WhatsApp, câte ore pe Snapchat, câte ore pe TikTok, câte ore pe Instagram și fă totalul și sperie-te și îngrozește-te. Și am făcut un concurs într-o tabără creștină cu program, că aici n-ai avut timp să respiri. Unul a zis o oră 45, altul 2 ore și un sfert, recordul a fost către 3 ore. Păi nu vă supărați, dragi tineri, cum ați vrea să gândiți ca Dumnezeu când voi vă alimentați cu cultură germană? Păi când tu petreci 3 ore pe TikTok și pe porcăriile alea, tu vrei să gândești ca Scriptura? Și citești Biblia devoțional. Știți, pentru foarte mulți adolescenți, Biblia e așa o chestie de meditație. Citim așa un psalm, într-un mood din ăsta, așa cu un vibe de emoție, psalm, Doamne, Tu ești cu mine, un sfert de oră și trântim Biblia până a doua zi și apoi petreci, știți cât petrece un tânăr din Europa în medie pe telefon? În tabără au fost numai 3 ore, normal media, statistic, studiu științific, media de screen time, de ecran, e 6 ore! Și cu tot cu gaming, da? Cu Xbox și cu PlayStation și cu alea, cu shootere și cu FIFA și cu tot cu Netflix și cu tot cu muzică, YouTube, tinerii petrec 8 ore și 59 de minute în lumea entertainmentului. Știți ce înseamnă 9 ore, dragi tineri? Înseamnă full-time job, angajați la social media. Puteți ieși la pensie de acolo. Păi când să mai citești Biblia? Când să mai faci și mișcare? Când să mai faci și treabă pe acasă? Când să mai studiezi un instrument? Oameni buni, generația asta e robită. Avem în casele noastre robi. Scutați-mă, sunt robi. Și voi, părinții, habar n-aveți. Vin și plâng la păstor și zic, frate păstor, părinții mei habar n-au cu ce mă confrunt. Mi-au cumpărat telefonul ăsta și telefonul ăsta m-a dus în iad. Și l-a cumpărat tata. Dar ce are nevoie un mucos de 10 ani de telefon? Iertați-mă! Eu sunt clasic aici. Nu mă interesează cât de mult se modernizează Germania și ce zice Jungendam sau cum le-o fi zicând. Eu știu ce zice Biblia. Ca să gândesc ca Dumnezeu, trebuie să mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când tătă ziua scrolez și văd numai fete frumoase în sensul lumii, în mintea mea se zidesc modele străine de Dumnezeu. Vrei să gândești ca și Hristos? Citește cuvântul lui Hristos. Și fă ce poți. Hristos nu are soluții simple. O zis, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Tinerii vin la păstor să le dea ceva soluții așa magice, să se roage Billy Graham. Mă, omule, și dacă învie Pavel și Billy Graham să roagă pentru tine, nu se întâmplă nimic, că tu trebuie să lupți. E lupta ta. Biblia spune, împotriviți-vă lui tari. Păi dacă telefonul te face să cazi în păcat, ia-l și sparge-l cu ciocanul. A, nu, frate. Păi atunci du-te în iad. Nu te supăra. Biblia spune că trebuie soluții radicale. Adică până la scoaterea ochilor. Sparge televizorul, aruncă laptopul de la balcon și vezi să nu fie nimeni la parter. Și scapă-te, domne, că acolo e problema. Adică noi vrem telefoane, vrem laptopuri și ne mirăm că suntem robii pornografiei. Și să vină păstorul să ce? Când tu dormi cu telefonul în cameră. Păi dacă știi că de atâtea ori ai căzut, ia decizii radicale, tinere. Mai bine fără ochi, zicea Hristos, mai bine fără un mădular și în rai decât cu toate mădularele și în iad. Eu cred literar. Eu cred literalmente. Decât cu 2 ochi în iad, mai bine orb. Și în rai. Decât în iad cu telefon, mai bine fără telefon în rai. Să râde toată școala de mine, fără laptop, fără internet. Voi lua măsuri radicale, pentru că vreau să fiu curat. Închide-l.
Dacă nu poți, sparge-l. Eu nu critic pe cei care au social media, dacă știi să-l folosești. Dar dacă nu închide, fii radical. Biblia spune, fugi! Ce soluție vrei să-ți dau? Fugi! Te-a biruit? Fugi! Ia-o în direcția cealaltă, urmărește neprihănirea, caută lucrurile sfinte, pentru că Dumnezeu vrea să-ți reformateze gândirea. Poate v-ați așteptat la ceva soluții mai interesante. Soluția a rămas aceeași de 2000 de ani. Scriptura. Mi-am dorit să devin inginer, programator, am spus-o des asta. Și m-am chinuit 5 ani de facultate, de politehnică, să ajung inginer, să fac bani. În același timp am făcut și fizica. Am vrut să fiu cercetător și fizician și 9 ani de facultate în total. Și o zis, domnul la o vârstă, zice, Emi, tu vrei să faci ce zic eu sau ce vrei tu? Și după, la 24 de ani, după ce am studiat 2 facultăți, o să Dumnezeu, eu am alt plan. Vrei să te întorci la proiectul original? Eu vreau ca tu să mergi în lucrare. Eu vreau ca tu să studiezi teologia. Și am lăsat tot, nici atunci n-am înțeles. Am încercat la nu știu câte firme și toate firmele mi s-au închis în nas. N-am luat niciun interviu. Că uneori nu înțelegem până nu ne dă Dumnezeu cu capul de toți pereții. Și am înțeles, Doamne, e clar, nu eram un om atât de slab, am fost bun la școală, dar Dumnezeu mi-a vorbit, Emi, nu-i pentru tine. Acum când mă uit în urmă, îi mulțumesc Domnului. Și în căsătorie, și în slujire. Ideile lui Dumnezeu sunt cele mai bune. Da, tu ai planuri frumoase, al lui Dumnezeu sunt și mai frumoase. Vreau să te întreb, drag băiat, dragă fată, ai vrea să-ți scrie Dumnezeu povestea de dragoste? Asta nu e un slogan de tineret, când povestea de dragoste ți-o scrie Dumnezeu, asta e o carte. Dar noi nu e vorba de povești aici. Vrei să renunți la visele tale? Și asta nu e așa o chestie romantică. Duhul Sfânt îți cere să închei relația în care ești acum. Dacă Iisus Hristos este Domnul vieții tale, îl asculți! Și te întreb, dacă Duhul Sfânt îți spune în seara asta să renunți la prietena ta, o vei face? Asta e ascultare de Domn. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu că ești prea mic, ești prea mică și relația aia nu este curată, ești dispus, dispusă să asculți de Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să demoleze în seara asta și El să rezidească în noi gânduri sfinte. Când vei începe să visezi ca Dumnezeu, vei vedea binecuvântarea. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm pentru cei tineri. Ne-am rugat pentru bolnavi, dar să știți că și tinerii au nevoie de rugăciune. Apoi aș vrea să și cântăm ceva. Învață-mă să-mi făptuiesc, oh!